Bună! Sunt doctorul Vladislav Debnar și prin această rubrică îmi propun să înțelegem anumite afecțiuni medicale și să conștientizăm riscurile care pot apărea dacă nu sunt tratate la timp. Astăzi vorbim despre ce este un nerv. Pentru a înțelege mai bine fenomenul de furnicătură și amorțeală cauzat de compresiunea nervului, trebuie să discutăm despre ce este un nerv și care este funcția lui. Nervul este propriu-zis un cablu electric viu, care la rândul său este menținut în viață de vase de sânge microscopice, numite vasa nervorum. Rolul nervului este de a conduce semnalul electric de la creier la mână, în cazul nostru, adică transmite comanda și invers conduce informația recepționată de la mână la creier. În continuare, poți urmări cum este afectată funcția nervului în situația unui blocaj prin compresie. Ce se întâmplă cu un nerv sub presiune? Din punct de vedere fiziopatologic, datorită compresiunii, se produce o colabare a vaselor de sânge care hrănesc nervul. Deci, se produce o ischemie a filetelor nervoase. Orice compresiune pe un nerv provoacă ischemia nervului, având ca rezultat blocarea transportului informației. La un nerv cu neuropatie de compresie, apare inițial o latență crescută în conducerea impulsului electric, iar dacă compresiunea crește, pot să apară blocaje complete. Pacientul resimte furnicături și amorțel în mâini, iar dacă compresiunea persistă, apar dureri în mâini, cot, chiar și umăr. Ne revedem data viitoare cu un nou episod din Sfatul Sănătos. Până atunci, dacă ai considerat această informație utilă, poți să o distribui și prietenilor tăi. Iar dacă vrei să găsești articole ajutătoare, poți accesa oricând site-ul bestetic.ro.